sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. 11 milioane 800 de mii de lei. Elena Babina din Chișinău spune că pentru această sumă de bani ar fi trebuit să muncească două vieți. Femeia povestește însă că un mesaj de pe o rețea de socializare a făcut-o moștenitoare a averii astronomice, la care nici nu a visat vreodată. Nu știu. Poate de atât că gândurile se materializează. Păi nu are copii, e și tot descris pe asta, nu are copii și e într-un fel că m-a găsit pe mine ca pe o doamnă credincioasă și bună și ar vrea să ne donez. Chiar și azi mi-a spus bună ziua, soră. Casă, mașină și un viitor asigurat pentru feciorul său. Elena spune că nu-și dorește nimic mai mult decât atât. Normal. Eu nu plasânez de minți de bucurie. Asta e sumă mare. Dacă te-ai uitat că în Chișinău un apartament costă numai puțin de 30 de mii, poți și 40, 50. Ce-i drept, Elena este milionară doar pe hârtie. Ea spune că mai are de așteptat un pic până când averea va ajunge în contul ei bancar. Eu ne-am deschis cont la banc să am unde să primesc donații, într-un fel. Cine este donatorul secret? Cum anume Elena ar fi ajuns moștenitoarea unei averi de aproape 12 milioane de lei? Când milionara pe hârtie ar putea intra în posesia averii? Și de ce până acum femeia nu a pus mâna pe niciun bănuț? Aflați în această seară. Data de 14 martie este însemnată cu roșu în calendarul Elenei Babina. Anume, aceasta este ziua în care femeia ar fi aflat că poate moșteni o avere fabuloasă. Cum s-a întâmplat? Aflăm imediat. Elena, vă rog să intrați în platou. Povestiți-ne, vă rog, cum ați aflat că ați fi moștenitoarea unei averi fabuloase, 550.000 de euro? Mai intru în pagina Facebook-ului și deci în Messenger. Și am în Messenger intru cam rar, dar totuși am, în seara și am hotărât să mă uit cine și mi-a scrie. Și primul mesaj l-am găsit de la doamna care s-a prezentat, Rodica Angelica. Pentru început mi-a scris în limba rusă. Cred că de atât eu în pagina mea de Facebook scriu în limba rusă mai mult. Și mi-a propus o donație în mărime de 550.000 de euro. Că într-un fel că m-a găsit ca o persoană care mă vede ca o care poate să ne încredințeze așa sumă de bani ca să-i folosesc cu folos și credincioasă în Dumnezeu cu adevărat. Dar spuneți-mi, vă rog, cum a reacționat familia dumneavoastră când le-ați dat această veste? Deci eu am lângă familia care o numea așa numai eu cu fiul, eu pentru început nu l-am înștiințat. Da? De ce? Am vrut că dacă a să fie o donație adevărată, să-i fac o surpriză. Dar dacă a să fie... Deci el nici astăzi nu știe? Nu, el știe. Deja el știe, da? Da? Deja știe, dar a spus ce, că ce nu crede. Zis? A spus nu că crede. Nu crede, fiindcă poate să fie excrocher și numai te smulge de bani, că s-a cerut acolo tax pentru transfer. Deci el nu crede nici astăzi în această donație. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră aveți venituri modeste. Trăiți modest. Din ce existați? Deci eu lucrez în trei locuri ridicatoare. Am luat credite din cauza pandemiei care tatăl meu a trecut-o. Trei luni n-am muncit nici eu, nici fiul și minimal 25.000 n-am făcut. Dar s-a trebuit de achitat și gazda și serviciile comunale. Haideți să vedem un subiect despre viața dumneavoastră pe care l-au filmat colegii mei. Atenție la ecran. La ISE 50 de ani, Elena Babina spune că nu a știut vreodată ce înseamnă fericirea adevărată. Femeia a divorțat pe când avea 27 de ani, iar de atunci nu și-a mai găsit sufletul pereche. Toată atenția și dragostea i-a dedicat-o feciorului care are acum 24 de ani. Nu, eu nu sunt căsătorită, că nu am încredere în bărbat. Eu cu toată lovitura și n-am găsit limba comună. Acum 6 ani, Elena Babina s-a mutat cu traiul în Chișinău. În orașul natal, Leova, o ducea greu din cauza că nu putea găsi un loc de muncă stabil. Acolo la Leova cum trăiesc, în condițiile și ele am trăit acolo și în frig și în foame. Elena împreună cu feciorul ei locuiește în sectorul Ciocana din capitală. Ei închiriază un apartament cu o odaie.
mulți bani să duc pentru chirie, 2400 plus minus, depinde cum e cursul la euro. De la ora 5 dimineața și până la 11 noaptea, Elena este la muncă. În total sunt 17 ore de lucru continuu. Deși e contabilă de profesie, femeia zice că a fost nevoită să-și schimbe ocupația. Ea face curățenie în 3 localuri. Am lucrat casier contabil. Da, muncesc eu mult. Așa, activez în calitate de ridicatoare. Dimineața la un internet cafe fac curățenie și peste o seară la o frizărie. Peste o zi ies la 5. Dacă mă culc de la 12 și apoi la 5 mă scol, adică am de că dorm 5 ore. Elena spune că dintotdeauna a dorit să-și cumpere o locuință. E conștientă însă că banii pe care câștigă lunar sunt prea puțini pentru a-și îndeplini visul. Moștenirea pe care speră să o primească i-ar realiza toate speranțele. În donație scris că eu pot să fac orice vreau să fac. Dar eu și vreau să fac. Eu n-am de gând să îmi pe la restaurane, să mă distrez, spre exemplu, să-mi cumpăr bărbat și așa mai departe. Eu vreau să-mi cumpăr un spațiu locativ a meu separat. Victoraș, fiul, să aibă un apartament al lui sau casă și a să vreie. Totuși, mai sunt femei cum se cade, credincioase, da? Cum v-a ales? Eu am fost cam întrebat-o, anume, chiar dacă într-adevăr e adevărată donația asta și nu e ceva, o amăjeală. Și mi-a spus că nu, eu anume pe tine am făcut donația asta și nu pe altcineva, dar motivul nu știu și nu i-a spus. Spus că eu n-am copii și am hotărât deoarece sunt bolnavă și nu știu cât mai am de trăit. Te-am ales anume pe tine, dar motivul nu mi-a spus. De ce? Spun că numai asta și mi-a scris, mă numește timp soră. Și, deci, dar ați întrebat-o de unde are această avere? Sau poate v-a povestit dumnea ei? Am muncit, a fost comersant ceva, dar în ce domeniu n-am întrebat, că am considerat că nu-i treaba mea să fac așa interogatoriu, sau cum să vă spun, să mă interesez. Haideți să vedem ce ne-ați mai povestit despre această femeie și decizia ei de a lăsa o donație unui om absolut străin. Atenție la ecran. Oferta cu donația asta am primit-o pe data de 14 martie, anul curent. Sugerită în prietenii, o doamnă și ne-a trimis un certificat că are un frate care e bolnav de handicap și într-un fel că e... Nu are copii și o căutat acolo pe cineva care crede în Dumnezeu, o femeie credincioasă, bună la inimă, că să mă ajute într-un fel pe mine. Și totodată eu să-i ajut și măcar de câțiva copii orfani care s-au abandonat și așa mai departe, măcar câte o mână de ajutor să dau la cineva. Da, ei este bolnavă. Ei este bolnavă și de-atâta o hotărât să facă donație, că asta chiar și aici e scris. Beneficiarul devine apoi proprietarul. Da, ei ne-a scris că e bolnavă și pur și simplu vrea să ne transfere bani. În contul meu, 550 de euro, de mii de euro. Ana Elena, eu vreau mai întâi să vă felicit că sunteți o femeie harnică. Nu toate și-ar permite și ar îndrăzni să lucreze la 3 servicii deodată, dar sunteți foarte naivă. De ce, Maria? Sunteți naivă și foarte... credeți în ceea ce zboară. Știți, scuzați-mă că folosesc așa limbaj, fiindcă sunt foarte hâtri ăștia care fac așa acțiuni. Ei mai întâi vă analizează profilul, informația despre dumneavoastră. Sunteți foarte firă, vă foarte naivă. Maria, deci tu nu crezi, da, în daruri? Eu nu cred în așa ceva. Nu crezi în minuni? Da, nu cred. Dar pe mine m-ar interesa, noastră până în prezent, credeți că veți obține această moștenire de 550 de euro? Știți, dacă este adevărat, cred că da. Dar dacă nu, eu, spre exemplu, dacă cineva se deranjează că să fiu stresată, să ies de mens, că ia, te-am dat să mă dirige ca să primesc așa sumă, nu. Dar dumneavoastră, în afară de discuțiile pe mesaj, ați discutat cu persoana respectivă cumva printr-un apel video, să vedeți fața, să vedeți gesturile, mimica, să vedeți în genere, ați discutat cu persoana, ați văzut-o măcar o dată? Eu am încercat, dar nu s-o primit. Nu s-o primit de ce?
Poate vreau să rămână incognito până la urmă. Nu știu, sau dacă este bolnavă, poate nu vrea să o văd în starea și e ieșit din pat. Doamna Elena, la toate aceste întrebări trebuie să vă răspundă persoana aceea. De ce dumneavoastră răspundeți în locul ei? Încercați să o ajutați să răspundă. Nu faceți corect. Așa și în viață sunteți. Când întrebați o persoană de ce mă numești sau de ce mă jignești, fiindcă tot dumneavoastră vă răspundeți, dar poate ești supărat, așa? Niciodată. Angelica Rodica Nistor, așa s-ar numi femeia care a anunțat-o pe eroina noastră că vrea să-i doneze toată averea ei de peste 11 milioane de lei. Haideți să vedem ce ne-a mai povestit Elena despre presupusa donatoare. Ei și în actul de donație a scris că e născut la clinică, nu știu cum e așa. Născut la clinica Bregulni din Tiaret. Angelica Rodica și ne-a trimis poza de la buletin a ei și ne-a trimis un certificat că are un frate care e bolnav de handicap și într-un fel că e nu are copii. Da, ea este bolnavă, dar la dânsa oare că ești din cauza, dacă asta e din cauza la boală, arată diferit. Deci nu se plinește. Aici arată mai în vârstă, parcă. Dar omul bolnav arată mai zbârșit, mai nu știu ce. Dar în buletinul și ala ei arată o leacă mai frumos. Și aici e scris că e anume din România și e scris anume Angelica Rodica, cetățenie română, municipiu Oradea, județul Bihor, este așa ceva, strada Bihor, da. Deci ea v-a trimis niște acte, așa. Comunicați din 14 martie. Spuneți-mi, vă rog, câți bani au intrat până acum în contul dumneavoastră? Nu am intrat niciun leu. Pentru că mai mult domnul ne-a spus că să conversez cu... Pentru început a spus că e notar, pe urmă că e director și a plănumit că regisor. Poate ceva cu traducerea din... sau denumirile la posturile astea care le ocupă. Oricum era o persoană la același număr de telefon care mie ni s-a prezentat ca director de la Banca Paribas, BNP Paribas. Da, a spus că trebuie să achit 200 de euro pentru activarea contului și eu am concretizat dacă eu să transfer aceste 200 de euro pe contul să fie activ și eu pot să mă folosesc de bani? Și eu spus că da. Până la urmă, ați transferat acești bani? Ei v-au convins? Da. Așa. Și ce s-a întâmplat după? De ce nu au venit banii în contul dumneavoastră? Milioanele? Pe urmă, într-o fel, s-a născut încă o taxă. 350 de euro. Cât? 350 de euro. Asta chiar dacă inițial v-au promis că 200 de euro plătiți și... Da. Aveți bani în cont. Am făcut screenshot și trimit la director. Dumneavoastră mi-a spus că e ca 200 de euro, e scris unica taxă, dar ce înseamnă cuvântul unica? Eu, spre exemplu, înțeleg asta că s-a achit o sumă o singură dată în viață și gata. Da. Și ne-a explicat că asta este o taxă născută pentru transferul banilor în contul meu la Chișinău, la un cont bancar. Ați transferat și acești bani, Elena? Nu. Dar după asta am apelat la televiziune, la emisiunea dumneavoastră, cu tema asta și așa. Deci totuși dubiile au apărut și vreți să verificați dacă... Anume cu rugămintea. Dacă este o donație adevărată, să mă ajutați să o obțin, dar dacă nu e o donație adevărată, nu-i. Tactica pe care ea au ales-o... excrocii sau criminalii este o tactică clasică a excrocheriei în astfel de aspecte legate de moștenire sau de donație. În primul rând, vă găsește ca și persoană foarte vulnerabilă, a doilea moment o persoană naivă, în al treilea moment o persoană care a intrat în acest joc și în cele din urmă vă spune că gata, banii vă transferă acasă, aici e momentul. Dar pentru aceasta vă deschideți cont. Primul clopoțel, 200 de euro. Deoarece această rețea de criminali, ea nu este una, sunt 4-5 persoane.
Și de ce prima taxă s-a achitat o 200 de euro, ulterior o să spună că avem niște taxe neprevăzute legate de obstacolul vamal, sau sunt niște taxe care trebuie să achitați în Germania ca să fie transferați bani la dumneavoastră în cont. A treilea moment care o să apară pe viitor, că sunt și alți concurenți care vor numai decât să-i facă această donație de 550.000 de euro. Doamna Elena, știți la câți au trimis ei mesaje deodată așa? Ei trimit la mai multe persoane deodată și cei care cad în plasă. Sunt sigură de asta, nu sunteți dumneavoastră unică. În această seară discutăm despre Elena Babina din Chișinău. Ea spune că o femeie bogată vrea să-i lase o moștenire de peste 11 milioane de lei. Elena deja și-a făcut planuri de viitor cu acești bani. Moștenirea ar ajuta-o să scape de sărăcie și credite, să-și cumpere o locuință, ei și feciorul ei de 24 de ani. Iar banii care îi vor rămâne, zice că îi va împărți săracilor. Ce-i drept, până acum, Elena nu a pus mâna pe niciun bănuț din averea promisă. Dimpotrivă, ea este cea care a transferat 200 de euro pretinsei donatoare. Mai mult, până aș primi moștenirea, iar mai trebuie să transfere încă 350 de euro. Elena a venit astăzi în platoul nostru să-și împărtășească povestea. Să fie într-adevăr donatoarea secretă o milionară fără moștenitor? Și de ce a găsit-o anume pe Elena să-i doneze milioanele de lei? Psihologa Cornelia Bodorin a analizat atent conversația dintre eroina noastră și presupusa donatoare. Și acum experta își va expune concluzia. Cornelia, te așteptăm! Bună seara, Cornelia! De data asta pe Banca Eroilor. Exact. Mă bucur să te văd. Te rog să ne spui cum ți s-a părut ție această conversație dintre donatoare și eroina noastră. Deci e foarte clară situația de cauză-efect și este foarte clar începutul și este cu părere de rău. Clar finalul sau sfârșitul, deci s-a spus nu o singură dată din punctul meu de vedere, din ceea ce am analizat. Deci extrocherie sigur, da? Cu capacități manipulative foarte bine gândite și foarte bine acționate, da? Cu o... Nu este prea bun cuvântul, dar denot foarte bine situația reală. Cu o victimă foarte bine selectată. Deci sunt niște tehnici absolut clasice care au lucrat, lucrează și vor lucra atât timp cât sunt oameni mai puțin lipsiți de analiză și gândire critică. Deci atât timp cât sunt oameni care nu supun analizei celor întâmplate, deci vorbesc foarte... poate nu atât de clar, dar corect. Atât timp vor fi excroci, atât timp vor fi situații de genul ăsta. Cornelia, uite, și... înainte de a intra tu în platou, noi tocmai discutam această întrebare. De ce anume Elena ar fi fost selectată de acești presupuși excroci? Noi deocamdată îi zicem presupusă donatoare. Deci sunt psihologi foarte, foarte buni și selectează persoane... de o vârstă anumită, de un gen anumit și mai, cu stare, mai bine de o stare psihologică anumită. Deci acolo unde este persoana mai vulnerabilă psihologic, cu careva durere, cu careva neajunsuri, cu careva gânduri care nu le poate înfăptui, deci cu careva carență în dezvoltare personală. Deci este gândit perfect absolut totul. Dar haideți ca să continuăm să vedem această câteva secvențe din conversația Elenei cu această presupusă donatoare. Atenție la ecran. Doamnă, sunt aici pentru a vă ajuta. Singura mea preocupare este să vă ajut să găsiți donația. Ascultați bine, doamnă, luați-vă răbdare și acordați-vă timp pentru a transmite plata bancară, astfel încât aceasta să-și facă treaba. Cu toate acestea, vreau să vă asigur că veți avea banii dumneavoastră fără cusur și că nu trebuie să vă faceți griji pentru că sunt o persoană corectă și cinstită. Transferul dumneavoastră este deja 100%. Sora mea, nu-mi lăsa donația pentru că am înregistrat deja numele tău și, în plus, directorul tocmai m-a informat că așteaptă să-ți dai credibilitatea fondului tău. Doamnă, felicită, banca a început deja transferul donației dumneavoastră. Felicitări! Banca tocmai a făcut un transfer de 550.000 de euro în contul dumneavoastră pe care ar trebui să-l primiți imediat. Dar așa cum este indicat în ordinea transferului, banca a perceput un comision de 200 de euro ca finalizarea fondurilor pe care trebuie să le plătiți rapid. Spuneți-mi dacă vă pot transmite adresa la care trebuie să transferați taxa de finalizare de 200 de euro.
Deci este o traducere. O traducere nu-i text scris de un om cu fir logic, coerență, este o traducere. Este o persoană... Și cât convingere vreau să vă spun. Da. Ați observat câtă convingere acolo? Deci se folosesc cuvinte uzuale, cuvinte plăcute cu aspect pozitiv. Deci, dumneavoastră sunteți o fire pozitivă și începeți să sincronizați cu acest pozitivism din cuvinte, nu cu semantica lor și nu cu semantica întregului mesaj, ci cu semantica cuvintelor pozitive. Ce vrea să se ajungă, că faceți un lucru bine, sunteți pe calea corectă, trebuie să vă relaxați că faceți foarte bine și eu vă sunt prieten de acest cuvânt, soră. Este foarte bine gândit, deoarece este o apropiere emoțională, semantică, încă ceva. Deci nu se prea da timp să te gândești. Deci ți se pune întrebarea, imediat ți se dă și răspunsul, ți se dă două oferte, vrei sau așa, sau așa, de fapt, da. Niciuna nu este convenabilă pentru tine, deci de fapt nu îți dau șansă să spui nu. Dar acum, să vedem ce informații se găsesc în actele pe care le-ar fi expediat așa numita milionară eroinei noastre. Atenție la ecran! O copie a buletinului de identitate. Acesta ar fi actul pe care l-a expediat pretinsa donatoare de milioane, Elenei Babin. Datele din document arată că Angelica Rodica Nistor are 64 de ani și este originară din comuna Agăș, județul Bacău. Potrivit informațiilor din buletin, Angelica Rodica Nistor locuiește acum în municipiul Oradea, strada Sucevei. Am încercat să găsim pretinsa donatoare pe adresa indicată. Strada pe care ar locui ea nici măcar nu mai există. Aceasta a fost redenumită, acum poartă numele de strada evreilor deportați. Termenul de valabilitate al buletinului de identitate este de 60 de ani. Acesta a fost emis în anul 2012 și expiră în anul 2072. Doamna într-așa stare, stă la pat, dumneavoastră trebuia să vă gândiți, este în stare să scrie atât de mult și atât de frumos, atât de corect. Un om bolnav, eu nu cred că dar ar fi... Dar nu este asta. Este asta ca să o grăbească. Da. Aceasta e, ca să grăbească să achite banii, ca să nu moară cumva. Ca să nu... da, un fel de emotiv, adică spunere emotivă. Eu s-ați observat că la un moment dat, doamnă, mi-a observat că la un moment dat când v-am întrebat dacă ați vorbit video, a spus că poate ea nu vrea să arate în ce stare. Mă uit, Facebook arată foarte bine pozele cum stă cu aparatele astea de respirație. Deci nu este nicio problemă să arăți starea în care ea este. Și am văzut acum poza cu anturajul acolo unde era pe pat. După anturaj nu arată că doamna asta e milionar. Așa, un fel de sat la nivel de... O leacă mai sus ca sărășie, care sobă în casă. Dar aceasta nu-i doamna, aceasta a fost fotografie luată de la alte persoane. Păi asta nu se identifică emoțional. Elena Babin a luat cu împrumut de la o companie de microfinanțare cei 200 de euro pe care i-a cerut pretinsa donatoare a moștenirii. Grăbită, Elena i-a transferat în speranța că astfel se va alege cu o avere de peste 11 milioane de lei. Atenție la ecran. Elena Babina spune că îndată după ce pretinsa donatoare i-a trimis certificatul despre moștenirea de 550.000 de euro, ea a fost informată că trebuie să achite 200 de euro pentru întocmirea actelor. Donația, după părerea mea, este că e pur și simplu trebuie să e închis cont și nu-i transferă. Elena spune că după ce a cântărit decizia mai multe zile la rând, a decis totuși să-și încerce norocul. I-a luat cu împrumut banii și în aceeași zi i-a și transferat, doar că nu în contul Angelicăi Rodicăi, pretinsei donatoare, ci pe numele unui bărbat. Banii eu i-am transferat acum nu de mult. Trebuie, eu i-am trimis lui Michel Hau Sidor Rete, nu știu cum e așa. Hausdor Jerfei, nici nu pot să citesc familia, din Berlin, din Germania. Femeia zice că în ziua în care a mers la bancă să transfere acei 200 de euro, a primit 10 de mesaje de la Angelica Rodica. Pretinsa donatoare i-ar fi cerut Elenei să facă mai multe fotografii în bancă, iar mai apoi să îi le expedieze în semn de dovadă. Dar n-am așa fost slișcăm, că n-am nici operatorul de la bancă nu a vrut, a spus că să mă fotografiez cu chitanța asta în mână, că e ca eu, e la mine. Că a transferat 200 de euro. Deși inițial pretinsa donatoare i-a spus Elenei că acei 200 de euro sunt singura taxă pe care va trebui să o plătească, la scurt timp eroinei noastre i s-au mai cerut încă 350 de euro. Dar prima că nu și-a pus seara încă și pentru șulic, bulic, șestian și eu am trimis și am spus gata, nu mai trimit, că n-am, dar nici nu văd pentru ce. În câteva momente aflați ce a arătat expertiza certificatului de donație a averii de 11 milioane de lei și ce spune notarul despre moștenirea în posesia cărei ar trebui să intre Elena Babina.
Știți ce înseamnă ciustă sobțină dăstoinstvă? Că dumneavoastră veți fi implicate într-un proces de spălarea banilor. Puteți să renunț, desigur, dar eu am fost curioasă cine e persoana asta și dacă e existentă. Luiza, Roberta și toate sunt pe patul de moarte și toate sunt milionari și n-au rude și n-au nu știu ce. Eu știu că aceasta nu este prima dată când ați ajuns victima unei păcăleli sau escrocherii. Așa este? Messenger într-un cam rar, dar totuși am hotărât să mă ucine și mi-a scrie. Primul mesaj l-am găsit de la doamna care s-a prezentat, Rodica Angelica, și mi-a propus o donație în mărime de 550.000 de euro. Eu n-am copii și am hotărât, deoarece sunt bolnavă și nu știu cât mai am de trăit, te-am ales anume pe tine. Da, am spus că trebuie să achit 200 de euro pentru activarea contului. Pe urmă, într-o fel, s-a născut încă o taxă, 350 de euro. Noastră, până în prezent, credeți că veți obține această moștenire de 550 de euro? Dar știți, dacă este adevărat, cred că da. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Elena Babina din Chișinău. La ei săi 50 de ani, femeia spune că trăiește în suspans continuu după ce a primit certificat de moștenire în valoare de 11 milioane de lei. Donatoarea ar fi o bătrână din România care i-ar fi zis Elenei că este pe patul de moarte și nu are copii. Elena Babina povestește că de 4 luni așteaptă ca în contul ei să fie transferată suma grandioasă. Doar că, deocamdată, ea este cea care a plătit. Imediat, după promisiunea averii, Elenei i s-au cerut câteva sute de euro drept taxe pentru procedura de transferare a banilor în contul ei. A venit momentul să aflăm cât de veridică este pretinsa moștenire. O invit în platou pe notarul Elena Constantinescu. Să întâmpinăm! Bună seara, doamna Constantinescu! Bine ați venit la noi! Vă rog să luați loc! Înainte de a ne spune la ce concluzie ați ajuns, haideți să vedem împreună acel certificat de donație a moștenirii pe care l-ar fi primit eroina noastră. Atenție la ecran! Eu, subsemnată Angelica Rodica, declar fondurile de 550.000 de euro. Beneficiarul devine apoi proprietarul acestor fonduri pe care le poate folosi la propria lor discreție. Nici măcar urmașii mei nu vor avea drepturi asupra acestor agenți. Suma corespunde legii care nu încalcă numele Babina Elena. Donatorul nu are copii, ceea ce înseamnă că nu pot fi dezmoșteniți de un profil al unei terțe părți. Spre deosebire de un testament care poate fi revocat oricând, un cadou este irevocabil. Donatorul trebuie să facă această donație din cauza sănătății precare. Donația de 550.000 de euro va fi făcută în contul bancar al Elenei Babina. Deci am actul în fața mea. Din start vreau să vă zic că acest înscris nu este un document notarial și el pentru dumneavoastră nu va produce careva efecte juridice. Deci miza dumneavoastră că veți primi acești bani se soldează cu zero. Și în cel mai bun caz, dacă dumneavoastră veți ieși basma curată din situație, doar cu pierderea acestor bani. Situația poate fi mai gravă dacă dumneavoastră veți fi implicate într-un proces de spălare a banilor sau într-o rețea criminală prin care careva persoane în anumite interese meschine spală niște bani. Puteți fi jertva acestei situații și în cadrul unui dosar penal ați putea fi analizate, cercetate, sub lupă, mult mai drastic decât vi se pare în primul caz. Doamna Constantinescu, spuneți-ne acum pentru toți, ca să înțelegem, cum ar trebui să se facă corect toată această procedură de donație? Deci, dacă noi vorbim despre un contract de donație, în fața notarului, din start vă zic că niciun act notarial nu se face prin corespondență. În toate cazurile, persoana sau reprezentantul acestei legal împuternicit în temeiul unei procuri trebuie să se prezinte în fața notarului. Fizic. Fizic.
Deci notarul acționează la dispoziția persoanei. Deci există un principiu de dispoziție fundamental. Notarul din oficiu nu aplică ștampila pe documente fără a vorbi cu persoana, fără a stabili voința și circumstanțele în care se solicită acest act. Eu sunt nedubărită că doamna, chiar dacă s-a adresat către instituția financiară, a făcut niște plăți către cineva, trebuia să comunice scopul și nu a fost identificată și comunicat către organele de anchetă despre o schemă de excrocherie. Deci este evident că deja trebuia să fie identificată. Cine trebuia să o facă? Instituția financiară, atunci când a venit o persoană să facă un transfer bancar, trebuia să fie întrebat scopul transferului. Ați fost întrebată, doamna, Elena? Doamna, dacă a povestit acolo așa cum povestește aici, deja trebuiau să apară întrebări. Ați povestit așa? Da, cum eu spune doamna Constantinescu? Activarea contului, eu le-am spus că pentru activarea contului, dar acolo nu era... Nu, acolo e scris un fel de cod, era scris Q1990. Deci casierul care a încasat banii la bancă. A spus la dânsul, nu e așa cod și eu tot știu că nu e, că asta este codul pentru transferul pieselor de rezervă la mașinile auto. Așa. Și nu are nică, parcă spune că eu am transferat lui banii, să-și cumpere acolo niște piese de rezervă la mașină. Exact, exact. Voința dumneavoastră de a m-am informat ce înseamnă codul ăsta. Și atunci când ați aflat asta, chiar la ghișeu, nu ați tras banii, bancnotele cele înapoi? Să zice, stați că mă gândesc că nu e vorba de piese auto, dar e vorba de puțin altceva. Elena? Puteți să renunț, desigur, dar eu am luat decizia să-i transfer. Eu am fost curioasă cine e persoana asta și dacă e existentă. Acest document pe care înscris, care nu poate fi numit document notarial, nu poate fi supus niciunei critici juridice, începând de la faptul că în el lipsesc acele atribute obligatorii care ar face un document să producă efecte juridice. Pentru a ne expune asupra unui contract, trebuie să știm locul unde el a fost întocmit. Adică fiecare contract care se întocmește are o lege a unei țări și legislația internațională recunoaște locul întocmirii actului. Astfel, noi nu cunoaștem, avem aici doar datele unui unui notar din Franța, care este și denumirea scrisă nu în franceză, dar nu avem data când a fost întocmit, nu avem cabinetul individual al notarului în Franța. Este practicat, deci notarii au cabinete individuale, este indicată adresa acestui cabinet, dar toate nu sunt depline. O să ne spun întrebarea tot aici. Pentru interesa limba în care a fost întocmit actul, nu e în franceză. Și notarul pune niște semnătura pe un act care nu este în limba pe care o cunoaște notarul. Deci este clar că e un act fals, care nici măcar nu a fost lucrat sau falsificat cât de cât credibil, da? Este un fals din ăsta, grosolan, da? Deci neîngrijit măcar. Elena, vă rog frumos să vă expuneți acum, da? Deci aveți mai mulți specialiști în față. Ați primit răspuns la întrebarea dumneavoastră? Eu și nu mă îndoiem că el așa să fie. Nici nu vă îndoiați? Da. Eu știu că aceasta nu este prima dată când ați ajuns victima unei păcăleli sau escrocherii. Așa este? Da, așa cum tot se proteja drepturile soției tatălui, fiul meu. Haideți să vedem ce ne-ați povestit despre acel caz. Atenție! 10.950.000 de euro, da, din Togo, ne scrie eu, din Africa. Mi-am deschis cont la Alfa Bank, la Moscova, că se prinesc banii și ea. Și pentru certificatul de moștenitor, eu am crezut că trebuie să plătesc bani. Și el costă undeva în vreo $300, într-adevăr.
1000 și ceva de dolari, mai mult de 1000 de dolari am trimis acolo cu tot, cu procentele care luau prin transferul ăsta. Dar pe urmă că nu și-a pus seara încă și pentru șulic, bulic, șestian și eu am trimis și am spus gata, nu mai trimit, că n-am, dar nici nu văd pentru ce. Și pe mine mi-a spus că o găsit altă babina și vă mulțumim că ați participat să răscumpărăm moștenirea. S-a dezgheț într-un film acolo, mi-a spus. Câți bani ați pierdut atunci? Peste 1000 de dolari? Da. Ei, dar eu la Moscova facem, pe lună îi facem 1000 de dolari. Ce v-a făcut după acea poveste de la Moscova în care ați înțeles că ați fost păcălită, pur și simplu v-au luat peste 1000 de dolari. De ce v-a făcut din nou să călcați pe aceeași greblă? Da, pe deși și n-am mai transferat mai mulți bani, numai 200 de euro. De ce acum din nou ați crezut? Eu n-am crezut, adică cum... Asta sunt probleme făcute de rudenile lui, din partea tatălui fiului meu biologic. Așa credeți dumneavoastră, da? Deci asta este concluzia. Da. Din păcate, Elena nu este singura victimă a unei escrocherii de acest gen. Noi am cerut un comentariu la această temă de la oamenii legii. Să auzim ce ne-au comunicat. Deci două cele mai răspândite infracțiuni comise prin intermediul comunicațiilor electronice sunt infracțiunile de furt și de escrocherie. În anul 2020 au fost înregistrate 32 de cauze penale de escrocherie. Și în 2019, 49 de cauze penale. Sistemele de securitate a diferitor platforme prin care era posibil de efectuat așa genuri de infracțiuni, deja au avansat și infractorilor le este mai complicat să acționeze. În activitatea profesională nu am întâlnit cazuri în care victimilor să le fie donat oarecare sumă promisă pentru care ei au avut de suferit prin faptul că au transmis mijloace bănești pentru a recepționa acea sumă de bani sau acele bunuri. Eu aș vrea să trag la răspundere pentru că eu presupun că asta dacă chiar nu din partea tatălui fiului, apoi din partea soției lui, că pe dânsa mai mult o protejează. Dar chiar dacă ar fi oameni străini, ați vrea să-i trageți la răspundere? Da, pentru că trebuie să scăpi lumea asta. Sau uitați, închideți ochii, Dumnezeu cu ei, cu escrocii și cu banii ăștia pe care i-am transferat, merg înainte și îmi trăiesc viața fără stres. E și asta o variantă, nu? Nu, eu aș vrea, pentru că eu dacă știți că n-ați uitat, că eu am spus că aș, dacă mai mult mă gândim la asta că e infracțiune, deci vă spun, la 10% credem că este, și am expiat o sumă de bani, știu persoana existentă și eu primind bani și acolo. Recomandarea principală pe care o văd, dumneavoastră pe viitor, iar scădeți în aceeași plasă, doar zic, doamne, recidivă, prima dată cu 1000 de dolari, a doua oară o dată cu 200, s-ar putea și a treia oară să fie, dar inventată o altă poveste. De aceea, uitați de credibilitate și a spus punct, buton roșu. Dar ca și avocat vă recomand, totuși, depuneți o plângere și pe acea 1000 de dolari pe care dumneavoastră anterior ați pierdut-o, ați fost extrucat de 1000 de dolari și acum pe această 200 de euro la poliție și cereți totuși până la urmă să vadă cine se identifică sub numele de Rodica, Nistor și așa mai departe. Vă este clar, s-ar putea să vă miri cu ulterior sub această Rodică să fie cineva din cunoscuții dumneavoastră. Vreau să vă informez chiar și să atenționez toți telespectatorii care ne vor privi, fiindcă sunt mai multe modalități de escrocherii. Eu, activând în mediul online, deja am descoperit și urmăritorii mi-au scris și mi s-au plâns. Deci sunt pe Facebook anumite postări în care veți vedea o anumită persoană publică, influentă, care este cunoscută de mai multe persoane și o postare cu literele mari și așa muzică tare, că iată vă dăm o sumă mare de lei, 100 de mii de lei sau 100 de mii de euro. Și respectiv tu trebuie acolo repede să participi, să scrii comentariu sau participi sau să respecti anumite așa condiții. Așa un numitul giveaway ceva sunt de genul, pe Facebook, da? Așa cum nu am văzut, dar erau. Și ce faci persoana? E scrocul. Scrie personal acestei persoane și îi cere datele de la card, anumite coduri care să-i fie informații personale, care să ajungă cumva să aibă acces la finanțele tale. Asta este prima din cele știute. Apoi este o modalitate când ești telefonat pe Viber sau WhatsApp
și se prezintă ca și cum ar fi un lucrător al unei bănci, nu dau nume acum, și spune, uite, avem nevoie de datele tale personale, fiindcă ceva neregularități la cardul tău și vrem să clarificăm probleme tehnice sau diferite. Și cer și cele trei cifre din spate. Asta vă spun că mi s-au plâns mulți urmăritori, chiar așa, și este, deja circulă prin mai multe informații și chiar la televiziune și poliția a anunțat. O altă modalitate, primiți mesaje și vă spune că ați câștigat un telefon sau o sumă mare de bani și vă cere să accesați un link. Eu așa primesc, fiindcă am o pagină cu mai mulți urmăritori și respectiv vor să mă mintă ca să-mi furi contul. Sau uneori vă pot cere tot cardul, datele la card, ei fac ceva, o șmecherie. Și a patra modalitate este tot pentru blogerii ăștia mai cunoscuți. Peste 3 zile îți deconectează contul. Dacă vrei să nu-ți fie furat contul, intră pe acest link și vei evita acest moment. Și chiar dacă intri pe acest link, respectiv se întâmplă acolo, se produce ceva și contul este furat, blocat. Eu chiar vreau să atenționez pe toți și să nu cădeți în plasa acestor escrocherii, fiindcă este o vorbă rusă. Bezplatnyi syr tolko v myshelovke. Niciodată nu trebuie să credeți în asta. Doamna Elena, eu vreau să vă felicit încă o dată, dar știți de ce? Uitați-vă, dumneavoastră sunteți harnică. Eu vreau să vă rog să munciți așa în continuare și să vă strângeți milioanele astea singură. Fiți bravă, nu, așa sperați în asta, nu credeți în ceea ce vă scriu. La dânsul, sincer. Dumneavoastră sunteți harnică și să obțineți tot singurică și vă doresc puteri, sănătate ca să puteți lucra. Doamna Elena, vreau să vă spun că cred că v-ați învățat lecția. Adevărat, da? Da sau nu? Da. Din a doua tentativă, poate. Să fie asta ultima tentativă, da. Eu nu mai gândesc că și din Africa poate să aibă legătură cu și din Germania, cu toate că, de fapt, au trecut, s-au salvat prin așa metodă care au amăjit oamenii din continentul. Vreau foarte mult să-ți doresc să ai încredere în tine. Da. Asta este. Mă scuz că am trecut la pertu. Faptul că să ai încredere în tine, asta este foarte, foarte important, fiindcă cei din jur te percep așa cum ești, foarte naivă și slabă. Să ai încredere în tine. Iată, cu părere de rău, deznădejdea, sărăcia și vulnerabilitatea socială și materială este ținta escrocilor care profită de persoanele din categorie inclusiv în care ați căzut și dumneavoastră, care pot fi calificate ca victime acestor escrocherii. Și iată, am observat acum viral, sunt pe internet, pe rețele de socializare, donațiile din România și din Italia. Luiza, Roberta și toate sunt pe patul de moarte și toate sunt milionari și n-au rude și n-au nu știu ce. Și pentru cei urmăritori care urmăresc, primesc și eu multe mesaje pe Facebook unde cineva se consultă, da, cum să fac donația sau cum să fac transferul? Zic, oameni buni, nu cădeți în plasă, pentru că donațiile este sunt fictive, ele sunt doar cu scopul, realizarea lor este cauză-efect. Să propune o sumă mare pentru care soliști o sumă mică. Suma mare nu o vitezi, dar suma mică o dați. Pentru că dumneavoastră când raportați ce ați primit, la ce trebuie să achitați, pare mai un fleac. Dar iată sute de victime sunt și eu cred că domnul care a comentat statistica asta, ea este un pic eronată, cred că multe persoane nici nu s-au apelat la organele de drept. La mulți le este și rușine că sunt și persoane și intelectuali și persoane cunoscute care cad în plasa, iată, la asemenea scoci. Dumneavoastră, cu părere de rău, ați fost una din aceste persoane. Bine că v-ați oprit aici. Aveți un pierdere financiară. Dar ea putea să fie și mai mare și dumneavoastră, iată, prin, cum a spus și doamna Ciorici, bezplatnyi syr v myshelovke, iată, aici este miza, că oamenii vulnerabili material, tot timpul speră că ceva o să le cadă din pot, gratis, fără mult efort. Dar nu este așa și așa nu o să fie niciodată. Dorin, crezi că este o speranță ca acești escroci să fie
identificați, stabiliți și trași la răspundere? Și da, ce poate să facă Elena în această identificați, direcție? Identificați, cred că da, trași la răspundere, mai puțin probabil, având în vedere că persoanele au intrat în posesia banilor peste hotarele țării, ceea ce a demonstrat contul în care a fost transferați banii, că identificat după adresa IP sau după alte metodologii care se aplică în infracțiunile cibernetice informatice. Adică este posibil identificat ce ține de tragerea la răspundere, puțin probabil, pentru că escrocheria presupune dobândirea dreptului de proprietate. Dreptul ăsta a fost dobândit după ce ați făcut dumneavoastră transferul. Dacă se demonstrează că transferul a fost aici ridicat, prin intermediul PayPal sau White, alte modalități, dar au fost ridicați banii pe teritoriile publice în Moldova, persoana, cu siguranță, dacă se identifică, o să poartă și o răspundere. Dacă ei au fost extrași peste hotare și țara noastră nu are un tratat de cooperare în materie penală, pentru țara respectivă, puțin probabil că o să fie trași la răspundere. Știți ce înseamnă ciusta sobstvenă dăstoinstvă? Să fie o auto-încredere în sine și o auto-apreciere adecvată. Și aia este, știți, ca un scut prin care excrocii, manipulatorii și tot felul de fleacuri tâmpite nu vor trece. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi smeri alături.